Sală plină la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, la ultima premieră a acestei stagiuni, cu Metrele de Michel Tremblay. Emoția creată în timpul spectacolului a culminat cu ropote de aplauze. Regia este semnată de Attila Wiesauer, realizator la Radio România Cultural. Am călcat împreună pas cu pas în acest univers ușor special, poate puțin neașteptat pentru un text cum clasic în mod normal a fost montat până acum cu Metrele. Am încercat să dezvolt împreună cu aceste actrițe minunate un aspect mai puțin dezvoltat în celelalte montări. Cu Metrele este o comedie presărată cu mărturisiri despre neîmpliniri sufletești și zboruri frânte de destin. Normal. E ușor unei actrițe de film să înduioșeze. După ce termină treaba, se duce în casa ei de sute de mii de dolari și se culcă în patul ei de două ori mai mare decât dormitorul meu. Și când se trezește dimineața, noi ăștia când ne trezim dimineața, acțiunea se desfășoară pe parcursul unei întâlniri între 12 personaje feminine care își dezvoluie adevăratele caractere. Întâlnirea, care trebuia să fie un prilej de bucurie, devine un motiv real de eliberare a frustrărilor și de discuții aprinse. Pe acorduri simfonice, precedate de scurte momente de balet, mărturisirile personajelor creează o legătură puternică între scenă și public.